Alegerea amplasamentului unei livezi cu pom fructifer este deosebit de importantă. Atât specia de fruct, cât și portaltoiul trebuie să fie adaptate condițiilor locale. De exemplu, perii sunt foarte sensibili în perioada de vegetație, dar și în perioada de iarnă. Iată de ce, pentru expunere bună la soare, este necesar ca rândurile de pomi să fie amplasate în direcția nord-estică. Conform statisticii, în ultimii ani, numărul plantațiilor înființate fără o planificare în prealabil a crescut considerabil. În acest sens, urmează să fie elaborat un regulament astfel ca producătorii agricoli vor fi obligați înainte de a înființa plantația să o proiecteze. Este un proiect care ar aduce niște norme ce ar sta la baza elaborării unui proiect de înființare a plantațiilor pomicule. Să nu ajungem la situația când livezile sunt proiectate în parte de jos a pantelor, să nu ajungem la situația când o specie oarecare nu este amplasată corect pe pantă, să nu ajungem la alte situații când nu este respectată schema de plantare, nu este determinată compoziția solului, structura solului, nivelul apelor freatice. De regulă, producătorii apelează la serviciile proiectanților după ce au sădit livezile, având nevoie de documentele respective pentru a obține subvenții sau a beneficia de alte susțineri financiare prin intermediul diferitor proiecte. Astfel de plantații, noi am vrea să le excludem din circuitul agricol. În anul 2009, licențierea la proiectare deja a fost scoasă. Nu este obligatorie să fie o persoană juridică licențiată în proiectarea plantațiilor. Adică oricine are o licență, am în vedere, de studii de licență în agricultură, horticultură, adică ar putea să înființeze plantații, ceea ce nu este chiar corect.